Pompierii de la detașamentele Bradu și Pitești, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Bradu, au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexă gospodărească din localitatea Bradu. Flăcările se manifestau generalizat și prezentau pericol de propagare la o locuință și alte anexe aflate în imediata apropiere. Salvatorii militari au intervenit cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un buldoescavator, iar pentru asigurarea primului ajutor calificat, la fața locului a ajuns și un echipaj SMURD. Incendiul a distrus o anexă de aproximativ 80 de metri pătrați în care se aflau lemne de foc. Din fericire, nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost utilizarea focului deschis.